Ziua de 9 mai, cu triplă semnificație de proclamarea independenței de stat a României, Ziua Victoriei, Ziua Europei, a fost marcată în Șimleul Silvaniei prin ceremoniale militare, religioase și culturale la două locații, Cimitirul Eroilor și mai apoi la Troița din Parcul Central. În Cimitirul Eroilor s-a adus un pios omagiu la mormântul militarului român căzut acum 70 de ani pe aceste locuri și s-au depus flori și coroane la mormintele soldaților germani decedați în al doilea război mondial. Tradiția de a respecta mormintele cetățenilor străini căzuți pe teritoriul țării noastre este o datorie sacră a statului și a fiecărui cetățean. După primirea onorului de către primarul orașului, Septimiu Cătălin Țurcaș, și comandantul garnizoanei, colonel Ioan Toader, a urmat ceremonialul religios și luări de cuvânt din partea colonelului Liviu Șerban și colonelul Ștefan Toader. Însă, Doamne, odihnește sfeta dormitului robului tău, Emil, în loc luminat, în locul verdeasă de odihnă. Nu ne-a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l pe el. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, mai pe singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău adevărul. Hristoase, sufletul robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Astăzi, cu toții trebuie să ne plecăm cu venerație în fața eroilor și acolo unde stau ei cuminți și liniștiți, să facem doar simplu gest de a așeza o floare la căpătâiul lor. Dumnezeu să ierte și să-i odihnească. Domnule deputat, domnule primar, stimați invitați, astăzi sărbătorim 70 de ani de la încheierea celor de-al doilea război mondial. Cu această ocazie am încercat să identificăm pe raza județului și în mod deosebit a orașului Șimleul Silvaniei care sunt mormintele și care sunt faptele petrecute în aceste locuri. Făcând acest lucru, am descoperit cele 8 morminte ale soldaților germani, pe care le-am văzut îngrijite și le-am bucurat. Am mai descoperit mormântul acestui militar român, care nu era îngrijit, dar la căpătâiul căruia Dumnezeu a hărăzit un pin de o frumusețe deosebită. Vreau să vă spun că acest sergent Barbu Florin s-a născut în anul 1922 în localitatea Ludișor, județul Mureș, și a decedat în anul 1944, așa cum declară una dintre nepoatele sale, Maria Barbu, din localitatea Ludișor, a decedat transportând muniție la intrarea în localitatea Șimleul Silvaniei. După alte surse pe care le-am cercetat, acelui care se răspunde și îngrijește aceste morminte, dânsul spunea că a decedat venind transportând muniție și venind din faza casei lui Iuliu Maniu. Indiferent cum stau lucrurile, cert este că e un erou pe care trebuie să îl cinstim așa cum se cuvine. Tot aici mai sunt înmormântați 8 soldați germani pe care noi avem aceeași datorie de a le depune o floare și de a le întreține mormintele. Aceștia au fost decedați probabil pe timpul retragerii către Carei, au fost aduși, nu știm exact data, cert este că au fost aduși la liceu agricol și înmormântați în acest cimitir. Dumnezeu să-i odihnească în pace! S-au depus coroane și gerbe de flori la mormântul soldatului român și a soldaților germani și s-au ținut momente de reculegere. Pe lor e paus! Se depun o coroane de flori din partea primăriei orașului Șimleul Silvaniei, garnizoanei Șimleul Silvaniei, la mormântul militarilor germani decedat în cel de-al doilea război mondial.
Doamnelor și domnilor, trompetul va intona semnalul stingerea. Pentru dumneavoastră, Piana Teieru. Doamnelor și domnilor, ceremonia militară s-a încheiat.